Vă salut! 2 decembrie 2021. La mulți ani tuturor românilor. Cu întârziere, dar vă fac filmarea asta amplă, căci se strică vremea și trece anul. Suntem la Craiova, mai exact pe raza comunei Malul Mare, imediat lângă Craiova. Eu sunt Petrișor Calangiu și vă vorbesc din plantația mea de mure tonfri de 6 ani. Lotul ăsta e de 5, e un pic mai tânăr. Vreau să abordez cultura asta pe ansamblu. Sper să fie utilă filmarea asta, vă încurajez să vă uitați la ea, că s-ar putea să iasă cam lungă. Și pentru cei care vreți să vă apucați de mure și pentru cei care aveți. Așadar, noi lucrăm în continuu aici, să știți. Nu prea avem servici și ne facem de lucru. Nu e de joacă cu aceste plante. Nu le putem trata ca pe niște pomi fructiferi, ca pe o plantație de pomi. Sunt arbuști fructiferi. Și când spui arbuști, te gândești la o combinație între legume și viță de vie. Am intrat în treaba asta fără să stau pe gânduri prea mult și pe parcurs am descoperit foarte multe lucruri, aspecte. Acum pot să concluzionez. Încerc să concluzionez, căci în continuare caut să aflu răspunsuri. Cu ce trebuie să începem? Pentru înființarea unei astfel de culturi, vă trebuie plante. Plantele astea se obțin prin butășire, înrădăcinarea lăstarului de la tufa mamă. Sper că știți lucrurile astea. Trecem peste varianta in vitro. Da? Deci, asta e o plantă de mură din sămânță. Chiar acum o să iau un stop cadru să vă arăt cum evoluează după un an. O să vă dau stop cadru și eu o să caut între timp, că altfel m-aș lungi peste o oră. Am găsit chiar aici. Ăștia au un an. Uitați-vă bine la ei. Să vă arăt unul și după 2 ani. Da? Deci ăsta are un an. De anul trecut e pe aici. Deci anul trecut era ca ăla mic. Ia să vă arăt unul și după încă un an. Am găsit ce căutam. Luați aminte la evoluția acestor plante. Deci ăsta anul trecut avea un an. A făcut și 2 mure. Și a plecat cu coarda asta. Ăștia sunt opriți de mine aici când jumulim cu mâna, că lucrăm cu mâna fără erbicid, tocmai ca să vă arăt și m-am hotărât. Unde o să vă duc acum? Aici am vrut să vă aduc, pentru că ăsta e cel mai în urmă grad de lucrări. Cam de aici am început cu lucrările. Dar o să vă bag o poză și să vă uitați bine la ea, pentru că până la etapa asta mai e o etapă. O să continuăm revenind la butași și la plântuțe. Așadar, totul pleacă de la acești butași. Deci iese din schemă varianta cu semințe. Aia este pentru super industrial. Când vrei să mergi uniform, pentru că oricum asta se urmărește și pe multe hectare. Atunci vorbim de volume, de kilograme, de mase, de plante, de pământ, rădăcini. Și trebuie să meargă totul
automat. Și atunci ghivecele, plante tinere, toate sunt selecționate din aceeași plantă cu aceleași caracteristici, că o plantă cu semințele ei dă plantele alea. Din butaș să mai răspundesc genele. Ia să vă arăt eu un butaș adevărat. Am pregătit un pic cu filmarea asta. Deci o astfel de coardă care vine de la una de asta așa. De acolo din tulpina aia, da? Bine, și asta a fost aici, am recoltat. Înapoi la butaș acolo să vi-l arăt. Da? Ăsta e butașul. Un astfel de butaș. Nu mă apuc acum să îl desfac sau scot să vi-l arăt. Am mai făcut treaba asta. Un butaș din ăsta e capabil să formeze o tufă puternică. Așadar, totul pleacă de la materialul săditor, care trebuie să fie de cea mai bună calitate. În asta trebuie investit prima dată, în materialul săditor, în butaș. Mergem înapoi la lotul ăla acolo. Așadar, după ce se face rost de butaș adevărat, trebuie acordată foarte mare atenție pregătirii terenului. Asta face cât jumătate din toată treaba. Arătură adâncă, adâncă însemnând 30 de centimetri. Adâncă, nu știu cum să mă exprim. Tractoarele astea noi fac o treabă bună. Ogorul ăla, dacă a fost cultivat de-a lungul timpului așa, cu porumb, cu grâu, cu floarea soarelui, cu siguranță e secătuit de resurse și atunci recomand investirea în cuib a unor nutrienți cât mai naturali. În speță, mraniță, gunoi de graș putrezit, puteți merge la magazin să luați saci de turbă. Varianta ieftină, 25-35 de lei sacul de 20 de litri, și faceți un calcul de genul 5 lei butașul, 5 lei pentru butaș. Și în felul ăsta pleci la drum. Altfel, de când pornești, începi să ai doar de recuperat. Peste toate astea, butașul care trebuie tratat ca pe o legumă, adică pus cu grijă în pământ, tasarea terenului în jurul lui, nu trebuie să facă cu piciorul și fără niciun reper, trebuie ținut cont de rădăcina lui, dacă e fragedă, dacă e lemnificată, se pune o cănuță de apă cu grijă, nu se toarnă de la 2 metri cu furtunul, să faci acolo o mică mocirlă, nu, totul trebuie lucrat cu grijă. Oricum, cea mai dificilă plantare este cea de toamnă și se bate cap în cap cu vigoarea butașului, pentru că cel mai vigoros butaș e în primăvară. Așadar, din punctul meu de vedere, cea mai bună rămâne plantarea de primăvară, pentru că chiar dacă se face mai greu, trebuie făcută repede, pleci la drum cu o rădăcină super dezvoltată. Ideal ar fi ca rădăcina să fie cu pământ. Ori asta nu prea se poate, pentru că un butaș din ăla are 3 kg. Și gândiți-vă, intervine transportul, volumul, dar aia e cea mai... păstrează rădăcinile distribuite natural, uniform, în mod natural, și ele nu-și decât își continuă creșterea. În momentul în care se spală, se curăță, se mocelește, ele se îngrămădesc, afectează, îl ține pe loc. El se formatează, dar cu puțin noroc treci peste lucrurile astea, ai grijă și
pornește butașul la drum, în primul an nu face fructe, coarda respectivă are tendința, fiecare ochi din ăsta, el vine cu o bucată de joardă, are niște ochi ăia, să uită să facă mure. Recomand tăierea, eliminarea acelei bucăți de coardă după ce răsare din pământ lăstarul. Pauză. Lăstarul ăsta. Ăsta e cel care o să formeze o nouă plantă, da? Acum, toamna, e micuț, e protejat de rădăcină. El efectiv iasă din pământ și formează o plantă nouă. Pe aici sunt rădăcinile care ajung la un metru în pământ. Chiar acum o să vă bag o demonstrație. Eu sunt obsedat de treaba asta. Dom'le, dacă spun ceva, trebuie neapărat să vă și arăt. Cum să fac? O să caut în telefon. Vă mai răpesc câteva minute să vedeți unde am găsit eu rădăcini în pământ. Pauză. Micușoare, vreau să vezi asta. Mă apucai să sap la gropi. Uite de unde găsi eu o rădăcină de mure. Și să-ți arăt eu. Fii atent. Zbățul ăsta. Cam cât e de mare. A? Are, cât să zic, vreo 50-60. Intră tot în groapă, vezi? Și tocmai acolo jos am o rădăcină de mure. O să o tai cu cuțitul, s-o scoți să-ți o arăt. Că de câte ori s-a gropi, mie nu vine să cred că ăștia sunt rădăcini de mure. Uite-o. Asta e rădăcină de mure. Dacă mă crezi că să faci un filmuleț bine argumentat, e cam greu. Fură multe pe aici, uite, asta, una pe aici și mai jos, uite-o, uite asta, uite-o, dar și aia unde s-a dus și eu mai am de săpat. Stai așa că ți-l arăt imediat. Trebuie să ascult cum se aude rădăcina la burghiu, că e prins acolo, nu știu că o pusui cu mâna. Ia-uzi. Ia-uzi. Asta e așa. Ca să vede. Acum ce să fac? Sunt singur pe aici, ăla micu, dacă eram ținea de telefon. Fii atent. Vezi? Apa. Thank you.
Lăsez un pic. Continuăm. După ce ați văzut ce vor să facă, dați-mi voie să vă servesc cu un păhărel de murată făcută de noi. Un fel de lichior de mure. Nu știu cum să mă exprim. Noroc, la mulți ani. E că am frig de acum, a venit frigul. Și să accelerăm un pic. Să-mi revin. De că anii îmbătrânim. Pornește butașul, face o turbină principală în prima fază. În primul an are tendința să facă lăstari din partea de jos, care pleacă urât la 90 de grade. Au tendința să crească pe pământ. Ei trebuie ridicați pe sârmă, arată aiurea tufa. Însă rămuricile alea ajung să facă mure la anul. În anul al treilea lucrurile se schimbă. Lăstarii care urmează să facă la anul pornesc mult mai erecți, să duc cu putere în sus, drept, ramuri fac mai sus. Nu! Și începe să se ajungă la tulpinile astea. După cum vedeți aici deja, avem un exemplu de bobă, mucegai, de boală. Vi l-am mai prezentat eu acum 2-3 ani. Asta este unul dintre motivele pentru care, Andrei, nu să mă ajut, trebuie tăiate de toamnă. Eu încă nu am văzut mure înghețate. Poate din cauza că sunt mai la ecuator aici, mai la tropice, la Craiova în sud, știți și dumneavoastră, e mai cald. Eu încă n-am văzut și atunci pentru mine este un avantaj care îmi permite să lucrez de toamna, dar și în alte zone mai reci faci un compromis și treci la treabă din timp, aerisești plantele, soarele, în momentul în care vede tulpinile astea verzi, începe să coacă lemnul, să-l întărească, îi schimbă culoarea, ia vino aici, vino aici. Îi schimbă culoarea, să lemnifică, să întăresc, uite-le, se vede, da? Punct și de la capăt. Primul an, al doilea an, ești deja pe rod, tot al doilea an pleacă lăstarii aia mai erecți, mai mulți, și de aici începe o problemă. Tăiatul, cum să tai? În primul an, să știți că nu e greu. Din punctul meu de vedere, scoateți 2-3 rămurici și restul puteți să le lăsați. Ori să facă mure. Și în funcție de cum i-a mers tufei în anul plantării, va și rodi. Nu mai putem să vorbim de acapararea sevei plantelor de către fructe și nu știu și nu știu cum. Să scurtează, să elimine din ele un sfert și din numărul de coarde și din numărul de lăstari și din lungimea lor. Însă, din punctul meu de vedere, de anul următor încep socotelile. Se mărește raportul ăsta de eliminare la 33%, o treime. Deci din 3, una afară. Eu am încercat și ca fiecare am tendința să majorez, să măresc, dar totul ține de aprecierea vigorii plantei. Cu cât planta e mai vigoroasă, cu atât se poate merge pe mai mult. Dar trebuie mare atenție de observat cât mai din timp ce face, dacă își continuă puterea sau începe să reducă. Pentru că la un moment dat ajunge să degenereze. Chiar acum am să vă arăt un exemplu foarte dur de degenerare, o să merg chiar acum acolo, pe care l-am grăbit, l-am forțat, am subminat acele rânduri, zona aia, și apă puțină și fără nutrienți, în speța amalgerol, nu i-am mai dat cu amalgerol, i-am dat un insecticid la un moment.
și le-am lăsat. Haideți să vedeți ce se poate întâmpla când neglijezi aceste plante, în special cu hrana. Au mai mers și noi vreo 300 de metri, așa. Uitați-vă bine la această plantă. Aici am niște rânduri pe care le studiez. Cotoarele astea sunt de an trecut. 1, 2, 3. Tulpinile astea, 1, 2, 3, sunt de anul ăsta care au rodit. Să-mi spuneți și mie care sunt tulpinile care o să rodească la an. Cumva asta și cu asta și cu asta mică de aici. Asta? Deja se pare că nu mai e nimic aici. Are 3, dar ce spune o vorbă rahitice? Să știți că am văzut treaba asta la un moment dat cu un rând întreg la cineva. Toate plantele arătau așa. Aveau niște lăstari anemici din ăștia pentru la anul. După o vigoare colosală ca asta, să știți că trebuie să mai fac săpături, dar din punctul meu de vedere sunt două variante. Ori degenerare, efectiv s-au terminat mugurii latenți ai acestei tufe, una din variante, dar mai probabil decât asta că încep să faci de corelări. Toate 10, sau în cazul meu aici, de ce doar asta și asta nu? Da, da, chiar așa, de ce doar asta și aia nu? Și uite așa, dar eu cred că e legat și de subminare și de hrană. Pasta de mi-a văzut-o mai mult soarele aici. A luat o uscătură ușor din drum, imediat lângă ea. Oricum aici, în lotul ăsta, mai am câteva exemple de astea. Totul se leagă și de hrană. Să încercăm să continuăm. De ce spun că se leagă și de hrană? Am aici două plante plantate ulterior, dintre care asta are 2 ani, ăsta ar fi fost al treilea. Ăsta e de an trecut, a făcut 2 și acum a mai făcut 1 și ăsta a uscat. Efectiv, nu mai este această plantă. Lângă una care se descurcă cu greu, pentru că terenul nu mai este pregătit corespunzător. E tasat natural, se plantează superficial, umbră de la celelalte, rădăcinile lor, care sper că vi le-am băgat în cadru, vin și trag de la ăștia mai mici care n-au nicio putere și le lasă fără și ele dau în primire. Așadar, hrana. Poate ați văzut în alte filmulețe ce mai facem noi pe aici. Un gânia de pasăre, amalgerul care nu lipsește la fiecare tratament, amalgerul ăla. Primăvara de vreme, dacă e vremea rea, cu brumă, cu îngheață, cu gheață, facem o stropire separat cu amalgerul. Amalgerolul ăla le ține pe ele. Însă, eu ce încerc aici, că am multe și nu pot să mă laud că dau cu gâniat cap, coadă și în fiecare an. Nu, nu fac asta. Strâng la el cenușii, var, vin. Am trecut, am dat în jumătate, în lotul ăla mai bătrân, ca să încerc să le aduc la, să le uniformizez, să le mențin. În permanență încerc să le mențin și asta ține de talentul gospodarului, agricultorului, țăranului care le are și are grijă de ele. Eu vorbesc aici pe scară mai largă totuși. Însă pe ce mizez eu? Pe autosustenabilitate, auto-întreținere, exact ca în pădure. Toată masa de frunză, de creangă, de lemn care rezultă de la aceste mure se toacă și rămâne aici să putrezească. Zeci și sute de kilograme de material numai pe un rând. Uite, să o luăm aici unde
nici nu e tocat tot. Vorbim de un strat de tocătură. Ia să mergem și mai încolo. Să cam vede, da? Uite aici am așa un strat mai gros. Ăsta putrezește și lasă în pământ nutrienți. Compostare la fața locului. Asta se întâmplă în natură, oricum, în mod natural. Omul ce face? Grăbește procesul ăsta. El se uită să obțină beneficii imediat anul ăla sau anul următor. În pădure stratul de frunze e gros, dar jos acolo sub el apare humusul. Ăsta e un produs foarte scump. Un milimetru de humus se produce în ani de zile, în ani de zile. Ia să intrăm aici în zona asta unde ați văzut în filmarea de acum câteva zile. Să vă faceți o idee de stratul ăsta. Uite, uite. Aici râme, putrezește totul. Nu săpăm, nu cărăm, nu dăm cu grebla, nu scoatem, nu dăm foc. Totul rămâne aici. Așadar, trebuie întreținute, trebuie ajutate. Sunt niște plante altoite. Nu au vigoarea soiurilor sălbatice cu țepi. Alea, într-adevăr, sunt rezistente, se comportă altfel. Astea sunt puse pe producție. Și unde omul a venit și le-a scos ghimpii, e datoria lui să le coordoneze. Și ajungem la tăieri. Din tăieri se face treaba asta. Ele, oricum, au o singură caracteristică. Să producă mult, mult, mult. Când produc mult, mult, apar probleme. Rod neuniform și un vâlmășeală de frunze, de fructe, de... Și se investește efort în a gestiona aceste fructe, a le selecționa și a obține fructe cât mai mari. Trecem peste. Ați văzut de-a lungul timpului ce tăiere am încercat să fac. Acum, anul ăsta, forțat de împrejurări, am ajuns să experimentez următoarea tăiere. Ia uitați-o aici. Am retezat tulpinile de la o palmă de nivelul solului. De ce? Pentru că ne pregătim să înlocuim structura. A rămas lotul ăsta pe bețe de lemn care nu mai fac față. Și în comparație cu astea de aici, ar fi căzut astăvară. Și acum ne este mai ușor. Nu se pierde puterea de rod, oricum urmează să observ la vară ce mure o să culeg și de aici. Dar v-am zis de ce am ajuns să procedez așa. Jos acolo nu sunt curățate complet, sunt doar provizoriu, dar pe ansamblu ce s-a întâmplat? Am tăiat vârful de aici și a făcut cam primul an de jos. 1, 2, 3, 4, câte ochiuri îi rămân, atâtea ramuri face. Nici o creangă n-a rămas cu un ochi din care să nu plece o ramură. Eu am ajuns la niște medii, la niște cifre de genul 10-15 ramuri pe fiecare tufă care ajung să rodească. În cazul de față, aceste ramuri pleacă direct de jos. Până acum plecau de la înălțimea asta, de unde tăiam eu în verde, și erau undeva pe aici. Intuiesc niște probleme la cules, pentru că mare parte din fructe o să fie în partea de jos. Însă am de gând să mă stabilizez pe modelul ăsta. Adică să le las să crească, că și așa nu avem timp prea mult și nu cred că vă lăudați nici noastră cu prea mult timp. Ele evoluează natural, fac ce știu ele.
Am ajuns la concluzia că ai și niște avantaje de umbră vara la cules, umbrire naturală, iar ce am o chestie mai deosebită. Tulpinile astea, ele sunt foarte înalte și vigoroase și cea mai mare parte a rodului în zona asta urmează să apară. Oricum ne interesează și fructe de vreme, să apărăm printre primii. Ăștia sunt ochi dorminți, mai adormiți decât ăștia de aici. Da? Și atunci, primii care au tendința să plece în vegetație sunt ăștia de aici, din partea asta. Ăștia pleacă un pic cu întârziere. Oprim toată vigoarea asta de tulpină. Și uitați imediat acolo că nu vă zise nimic. Ce facem? Le legăm curbat. Curbat. Să zicem că e un pic de lucru, dar se merită pentru că nu vă dați seama ce densitate de rod apare. Și mă declar împăcat. Am reușit să obțin niște ramuri adevărate. Eu le văd ca pe niște ramuri pe astea. Toți lăstarii secundari au fost tăiați. Apropo, când tai, automat face doi lăstari de fructe imediat de aici. Și bineînțeles și de aici, și de aici, și de aici. Și în felul ăsta am niște crengi tulpini, niște ramuri tulpini foarte groase, foarte groase, colosal de groase. Am adus aici o tulpină care am lăsat-o anul trecut, să înțelegeți mai bine care e treaba cu rodul. Deci dintr-o tulpină de asta pleacă niște lăstari de rod până la 80 de centimetri. Iar dintr-o crenguță de asta mică pleacă niște lăstari de rod, dar mai mici și mai mulți. Uite, cum ai lăsat un pic, pleacă de aici 2, cum ai lăsat un pic, pleacă de aici 2, cum ai lăsat un pic, pleacă de aici 2, și atunci merită tăiați scurt, pentru că el o să facă de aici. Apropo, cu cât lași mai lung ciotul, ea tot cam treaba aia o face, deci degeaba lași ciotul lung, ramura la 20, că ea tot mai în vârful ei, unde ajunge se va să uită să facă rost. Și atunci efectiv scoatem toate creșterile secundare, pentru că din ochii ăștia o să plece lăstari. Ia uitați. Și eu mă ajut de toate cioturile ăștia în a le agăța pe ele pe aici pe sârmă. Da? Să vă dau un exemplu. Cam pierdem timpul. Pentru că esențialul înțeles arăt. Uite, asta să sprijin în ciotul ăștia. Tot banda e mai practică. Dai un ban, dai 3 lei, 5 lei pe un rând din ăsta, dar la tăiat nu mai ai probleme. Nu te mai uiți la nimic. N-ai nimic de recuperat, că inele, că cine știe ce alte metode. Nu, ai tras, a sărit, ai tăiat, ai aruncat și banda asta de plastic chiar se dezintegrează. Să și vede pe aici pe jos. Cam asta ar fi despre murele astea. Ia să vă mai arăt aici în spate. Deci ele, an de an, ce fac? Se reformatează. Rodesc cu lăstari sănătoși de pe tulpinile cât mai groase. Cu cât tulpinile sunt mai subțiri și mai lungi, cu atât lăstarii ăștia sunt mai anemici și fructele mai mici. Cu cât lăstarii ăștia sunt mai lungi, cu atât fructele vor fi mai mari
și mai multe. Așa ajunge să arate un lăstar din vârful ei. Uite, asta, ăștia, tulpinile astea, că nu vă zisei, vin scurtate, ia-ți-ne Andrei, vin scurtate de unde, cum să, asta vine scurtată de undeva de aici. Asta, de exemplu, vine scurtată de aici, de la ultimul ciot, de aici. Uite, asta se vede pe ea, da? Se face un compromis, nu poți să o tai de aici, că nu poți să o mai legi, dar mai scurtăm din ea. Asta, uite, e prea lungă, da? Se vede aici pe grosimea ei, o jumătate de metru, ai tăiat. Asta e o ramură, cum e tăiat? Aici în regulă, aici în regulă, asta are și cam lungă, da? Mai tăiem un pic din ea, uite, asta are aici. O să o tai de aici. Deci asta e semn că până aici a avut putere mare și o să aibă. Renunț la... Pentru că de aici cresc niște ciorchini din ăștia colosal de mure. Câți? De aici o să crească doi. Asta e arăși. O să vină scurtat de aici din zona asta. Asta e arăși. Se vede subțire, da? Uite, uite ciotul aici. Am tăiat de aici frumos. Și are unul aici, unul aici, deci am tăiat de aici, am legat-o îndoit așa frumos și tot așa mergem cu toate ramurile astea. Și o să vedeți la vară ce rod o să vă arăt. De ce n-am mai filmat asta vară? Păi am fost pe aici aprinși cu niște încercări, numai cine a fost la mine a văzut. De vai de capul meu ce am în cap, numai socoteli, pentru că încerc să rentabilizez. Andrei, mai ține telefonul ăsta, că să nu mai îmi filmez câte o ureche și câte o cine știe ce. Încerc să rentabilizez cât mai mult activitatea de cules. Mure multe și mărunte. Și pentru asta o să încerc să caut prin telefon măcar un crâmpe așa, să vă faceți o idee, pentru că se poate. Se poate să adun cu spor ieftin. Eu îmi doresc să fac fructele astea cât mai accesibile. Și pentru asta trebuie să umbli la costuri. Păi dacă te costă 2 lei pe kilogram, cel puțin, minim, culesul, manopera, și încă 2 lei, să zicem așa, încă 2 lei, întreținerea, și tu le dai cu 8 lei, înseamnă că tu ajungi să câștigi cât jumătate din ăla care vine doar la cules. De multe ori faci și para-para cu el. Aici e problema, cu prețul lor și cu... Trecem peste asta. Trecem și peste asta. Trebuie să mă opresc, că mă lungi cam mult. O să încerc să vă mai... introduc eu așa niște imagini care să vorbească în locul meu. Dar una peste alta, de acum, lotul ăsta se menține, la de acolo degenerează, al 6-lea an. În anul 8 sau 10 deja trebuie să iau o hotărâre. Între timp, totul depinde de mine, de voi, de noastră, care aveți, cum porniți la drum și ce le mai faceți. Întrebați-mă ce credeți că v-ar interesa și o să vă scriu în comentarii. Vă salut, la mulți ani, să ne vedem cu bine la anul și sănătoși și toate cele bune!
Dar aici vrei să pui mură și când vin oamenii să guste? Aici vreau să arăt cum ar trebui să crească o mură într-un an și într-adevăr să fie mai aproape de noi, să ne mai ducem până acolo, că e departe. Hai, auzi. M-am gândit să fac filmarea asta care o să dureze un an, să vă arăt maxim. Am găsit copilul ăsta în pepiniera noastră de butaș și trebuie neapărat să-l punem și pe el în pământ, că ăsta o să arate mai mult decât am arătat eu până acum toate murele și așa ceva vrem să facem noi pe viitor, când o expira murele ăștia și o să trească să punem altele. Deci am pregătit terenul, ați văzut, da? Acum să plantăm copilul ăsta. Ia să vedem. Ha? Mai încolo. Mai încolo, stai așa. Uite aici. Imediat, imediat. E ca tunul. Ăsta abia așteaptă să se lanseze. Imediat, imediat. Cam așa am plantat noi în spate acolo. Numai că noi acolo le-am pus cu bolegăr. Păi tot așa, nu se... Nu, adică caca. Bă, nu strica filmulețul. Că nu o scot pe asta să o plantez iar. Ia, ia, ia. Stai așa. Un, doi, trei, patru, cinci, șase. Șase o să aibă. Șase, da. Să vezi ce pleacă de aici. Dar de ce? A? Păi ia uite cât a fost ăsta de gros. Așa ceva e selecție. Stai așa, stai așa. Stai așa. Să completăm aici deasupra. Imediat. Abia aștept să se facă mare. Ia uitați. Să vezi tu cât de repede crește asta mare. Văzuși, alocarăm o roabă de compost. Dar în 2 ani și cu ăsta 3, o să ne dea înapoi o roabă de mure. Fiecare mână de compost primește înapoi pe ea o mână de mure. O dăm încet și cu grijă, că nu trebuie să facem aici nămol. Pusărăm compostul ăsta ca să se păstreze, să nu facă pământul crustă, că e problemă. Și să vedeți voi ce facem noi aici. Până la toamnă. Ăsta acum vreo 2 săptămâni o să meargă încet și peste 2 săptămâni vă garantez că o să crească 1 metru pe lună toți lăstarii lui. Nu pusărăm bobițe complexe sau alte prostioare, nu, nici în spate n-am pus. Absolut nimic. Dar naturalul ăsta, că se vedea, uite ce plutește deasupra, numai lemne tocate, nu știu. O să vedeți ce facem noi aici. Cam atâta. Lăsăm să tragă. Opresc? Nu, stai un pic să terminăm. Da, de ce? Să terminăm, să sigilăm. A. Ia, stai așa. Să facem frumos. Ah, și n-am niște tubermane, că nu cumva să vină câinele să îngroape la ce a vrut, niște provizii de alea, de ale lui. Provizii? O să aduc. Mi-a mai făcut colo un răzdor. Mi-a îngropat o căpățână de os și
și o jumătate de pune. Hai și la mine. Opa. Păi așa să alucăm toată roba. Cam câte chile e de compost aici? Vreo 30. E vorba de volum, tot, nu de... Știu. Că în roaba asta, de exemplu, dacă pui pene, dacă pui ciment. Așa. Ăsta nu mai face crustă acum, nici la anul în vremea asta. E asigurat. Și aici avem un pui de nuc. Nu mai am. Bine, a fost plantat, că aici a fost alt pom. Gata, tati. Asta e experimentul nostru. Pauză. Vă salut. 20 iulie 2021. Din proiectul nostru, care l-am trecut aici în telefon, o mură. Trebuie să mai alocăm un minut să vedem ce mai face o mură a noastră. Deci e primul an când rodește. Primul an se spune că nu este relevant pentru soi. Are niște creșteri colosale. Cum de altfel avem noi aici la Craiova, dar secretul e acolo în pământ. Și bănuiesc că, sper că ați primit și ați ajuns și la filmulețul cu plantarea. Au crescut lăstarii ăștia doi dintre suportul nostru. O să trească să-l desfacem, să le băgăm aici. Ăsta care a apucat sus aici e direct un mic copăcel. Nu acordăm prea multă atenție acestei tufe, tocmai pentru a vedea ce se întâmplă în condiții mai așa, mai normale, nu de vis și maximizate și ideale. Și totul pornește de acolo, din pământ. După care merge și mai așa. Avem smeurica asta care am plantat-o și pe ea tot în anul ăla, răsad, nu butaș sau cine știe. Căpșunicile care merg foarte bine. Dar noi cu mura avem treabă, da? Deja rodește. Dacă ar fi să meargă toate tufele care fiecare socotește să și le planteze așa, putem să facem niște calcule. Nu vă mai spun că nu prea mai am spațiu în telefon, dar ne descurcăm noi și cu treaba asta. 2 minute pentru proiectul ăsta, o mură, n-o fi foc. O mură și o căpșună. Noi cu mura avem treabă. Și zmeura asta e iarăși foarte frumos. Îi merge remontantă. Nu știu să vă spun cum se cheamă soiul. Bănuiesc doar. Când te apuci de câte o chestie de asta, e foarte important să știi cum se numește soiul. Altfel nu poți să dai mai departe. Mă opresc aici. Nu știu dacă o să mai revin anul ăsta la această tufă. Mai degrabă la toamnă să vedem ce creștere a avut. Deci, acum împlinește un an și două luni. Trebuie să-i tăiem moțul. Sănătate! Iată-vă, comandă specială. Fii atent la valvele ăștia. De fapt, cum să... Mai cursiv, așa trebuie să te dai pe lângă ele. Comandă specială, vedere, 12 de kilogram. Vă vezi? 25 de lei lădica asta.
ce facem noi aici? A, și mai am aici comandă specială, da. Și cu aia. Și încă două și tot așa. Hai, pa.